Un elev al unui colegiu renumit din Mehedinți a reușit să creeze un robot inedit. Gabriel Burileanu învață la Colegiul Național Gheorghe Țițeica și a realizat un dozator pentru băuturi în timp record. Pentru invenția lui, băiatul a fost premiat la o competiție de robotică cu premiul întâi. Acesta poate să îți servească orice fel de băutură, de exemplu în cazul meu apă și ceai. Pentru a porni, punem ceașca în fața senzorului infraroșu care pornește pompa și pentru oprirea este un sunet tare, de exemplu, spunerea cuvântului stop. Stop! S-a oprit. Acesta este robotul inedit creat în Mehedinți, care a devenit câștigător la competițiile de robotică. Gabriel Burileanu este elev în clasa 6-a la Colegiul Național Gheorghe Țițeica și în mai puțin de o lună a creat un automat pentru băuturi, invenție cu care a ajuns pe primul loc la concursul de robotică. La partea tehnică a robotului am luat 100 de puncte, maximul, și apoi a trebuit să merg la o eventuală probă de baraj, unde am luat punctaj maxim, 10 din 10, și am reușit să iau premiul întâi. Prezintă-ne un pic, din ce e format roboțelul tău? Păi, robotul este format dintr-o placă Arduino, la care este atașat un ecran LCD, carcase cu baterii, două pompe, releurile și senzorii, senzorul de sunet, senzorul infraroșu și senzorul de atingere. Pasiunea pentru robotica a băiatului a fost susținută și de profesorii Colegiului Național Gheorghe Țițeica, care au înființat un club de robotică pentru ca elevii să ajungă la performanță în acest domeniu. Sunt angrenați, mă scuzați, elevi din clasa a 6-a, a 7-a și a 8-a. Am participat anul trecut pentru prima dată la concursul național organizat de Ministerul Educației Next la Ptici, unde am avut 4 elevi calificați în faza finală, 2 au primit titlul de robocampion. Anul acesta din nou ne-am calificat la etapa finală, de unde ne-am și întors prin elevul nostru Burileanu Alexandru Gabriel cu premiul întâi. El ne-a reprezentat la grupa de vârstă 12-16 ani, robotică creativă. Robotica pare să fie tot mai mult pe placul elevilor care învață la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Și anul trecut, tinerii au reușit să obțină premii importante la competiția de robotică.